Bună ziua! Declar ședința deschisă. În primul rând, se scoate ceva de pe ordinea de zi și se completează asta. O să citesc acum. Solicităm modificarea anexei ce conține invitația de ședință cu ordinea de zi astfel. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe semestru 1 al anului 2021 al RPL USE Ghimeș și Făget era. Avizează comisia numărul 1 și 3, nu are avizul Consiliului de Administrație și fără avizul lor nu poate fi inclus pe ordinea de zi. Deci asta se scoate. Se completează cu proiect de hotărâre privind actualizarea statutului RPL USE Ghimeș și Făget era, întrucât trebuie introdus codul CAEN 5210 depozitări, iar fără acest cod nu se poate înființa depozit de materiale NOS. Se completează cu proiect de hotărâre privind declararea ca bunul de interes public local al unor imobile situate în comuna Ghimeș și Făget. Și cu asta se completează. Având în vedere adresele 3118 și 3114 din 26.08.2021 de la RPL USE Ghimeș și Făget era, propunem suplimentarea ordinii de zi cu astea două puncte. Și cu lista de partizi. Da, cu lista de partizi. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind arondarea unor imobile din satul Ruș, comuna Ghimeș și Făget, la strada principală din satul Făget, cât și atribuirea de numere administrative, avizează Comisia 2, inițiator primarul comunei. Are avizul? Da. Aici este vorba de, având în vedere facem pugul, trebuie să arondăm niște case lângă podul Tărhăuș, care au aparținut la Făget, trebuie să arundăm la Ghimeș sau să aparțină de Ghimeș. Că acolo se termină Făgetul, strada Ghimeș. Domnul Lască, puteți să explicați mai... Deci aici e vorba despre RENS. RENS. Proiectul ăsta, Registrul ăsta Național Stradă. Prin care, știți foarte bine, s-au dat niște denumiri de străzi. Conform Registrul Național, o denumire de stradă se poate da doar pe un singur sat. Respectiv DN12A, care străbate Ghimeșul, Făgetul și Făgetul de sus, a primit trei denumiri pe trei sate, dintre care pe satul Făget, strada principală. Satul Făget, din punct de vedere al limitei de intradelan, cuprinde integral strada principală. Dar sunt o parte din cetățeni care, dintotdeauna, au stat în Tărhăuș și au avut acces la DN12A, actualmente strada principală. Nu mai putem da încă o dată denumirea de strada principală și strada Tărhăuș, că nu ne acceptă legislația. Și atunci am zis să facem o completare pentru hotărârea Consiliului Local, prin care cetățenii care au stat la DN actualmente, așa, ca să poată să primească buletine cu adresă, locuiesc în Tărhăuș, cu acces la strada principală. Numele care sunt corespondente imobilor respective. Mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cheltuielilor pentru accesele în gospodării din cadrul proiectului modernizare drum comunal DC-142 Tărhăuș, avizează comisia numărul 3, care e și data disfavorabil. Aici este vorba de podețele alea care au fost suplimentate la Tărhăuș și trebuie să plătim. Este vorba de o valoare de 57.000 de lei. Inițial a fost o hotărâre că se face, intrările se fac. Domnul Hăneală, dacă puteți să ne explicați un pic. Inițial era hotărârea făcută pe 3 dale. Inițial a fost hotărârea făcută pe 3 dale. Ne mai avem timp atunci să modificăm. Pentru că nu a fost suficient. Deci s-a adeverit la fața locului din cauza că drumul prin zona fiind foarte îngustă. La un moment dat nu puteai să intri pe proprietate. Și atunci înțeleg că au venit, adică s-a venit atunci cu suplimentarea și acum aveți, nu, toate datele care au fost puse. Avem toate datele, listele la oamenii aia care au fost date,
câte bucăți au fost făcute, câte bucăți au fost făcute. 105 bucăți. Pentru ai făcut, ați făcut recepția, bănuiesc, nu la toată da, loc? Da. Și trebuie plătită. Noi acolo avem bani, având în vedere că ne-a venit înapoi de la AFIR niște bani și am lăsat bani ca să închidem definitiv drumul, investiția respectivă. Și acum, domnul consilier, dacă sunteți de acord să... Eu consider că proiectul, adică e un proiect reușit. Dar aș trebui să menționăm faptul că deci unde sunt mai mult de 4 sau câte o fi, acolo au plătit persoanele respective. A fost achiziție da, de persoane. Da, 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 da. Că sunt în locuri unde sunt da, mult mai multe. 5-6. Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Bine, trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget. Avizează comisia numărul 1, ceea ce au dat aviz favorabil. Aici este vorba de... Aici este vorba compartimentul de asistență socială trebuie să aibă un regulament separat față de regulamentul de organizare al primăriei. Am avut control de la AJPIS în urmă cu o lună și jumătate, iar conform unei hotărâri de guvern 797, trebuie aprobat acest regulament. Și regulamentul se aprobă prin Consiliul Local. Acolo sunt stabilite atribuțiile compartimentului de asistență socială, obligațiile, serviciile pe care le prestează, ar fi ca o anexă al regulamentului instituției. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de documentație de amenajare a teritoriului actualizat Plan Urbanistic General Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Avizează comisia numărul 1, 2 și 3. La fel are aviz favorabil. A primit aviz favorabil. Aici domnul inginer o să ne arate exact despre ce este vorba. Deci, în principiu, după cum vedeți, încercăm din nou să facem o actualizare după ce s-a dat o hotărâre de Consiliul Local de prelungire a primului de care s-a aprobat în 2019. S-a făcut un contract anul acesta. Am ales să mergem cu același proiectant, având în vedere că avea o bază pe decât material, dar avea să transformăm în regulament pe care ne putem interveni la chestia asta. Și vom acord cu domnul primar, domnul vice și alte persoane din comună care au mai solicitat. Am făcut astfel de extinde de toate statele, astfel încât să nu mai existe locuințe sau să avem cât mai multe rende disponibil pentru a putea construi. În cazul în care, deci din partea noastră, mai sunt care cred că mai, s-ar mai putea face extinde, unde să fie justificate. De exemplu, așa ca și în zona apelor, nu se poate face extindere prea mare, pentru că ai o zonă cam de 15 metri de la altă, de o parte și de alta, unde nu poți să construi așa. Și doar ca să extindem numai așa, să avem intrare la acolo, trebuie justificat. Eu, în principiu, o să mă uit un pic mai mult în calculator. Dumneavoastră o să urmăriți planurile. Să sperăm că înțelegeți. Deci, ce este contorul roșu? Este fugul actual pe care se lucrează și este prelungit de către Consiliul Local până în 2023. Sperăm că până atunci să reușim să obținem toate agrizele necesare ca să-l aprobăm. Iar ce este cu Maro, pe lângă el, sunt extinderile. Având în vedere că există o modificare la legislativă, prin care nu mai există limita minimă de 100 de hectare pe care poți să o întorci în parcelan, deci am ales varianta să extindem cât mai mult posibil, dar astfel încât să poată construi și s-a ținut cont, aici nu se vede,
în foarte multe zone documentații cadastrale existente care ne-au arătat și până ne-am putea merge. Aici avem satul Gimeș, da? Este, dacă pornim de la intrare, el așa este orientat, dacă ar trebui să desucesc alta, dar poziționat pe nord, am început cu extindere din, pe părâul vecin cu Palanca. Șanț. Părâul Șanț, unde se va trebui și o denumire de stradă. Deja acolo sunt ceva construcții făcute. Atunci am ales să încep cu extinderea intradranului Ghimeș, mergând pe partea dreaptă a drumului național. Am cuprins și zona pe care o avem noi, unde există căsuțele actuale, spațiul la gardement. Așa, în speranța că se va putea amenaja. Ne-am extins cu el spre biserica Contumaț. Și după cum se vede, pe partea stângă, spre Trotuș, am încercat să mergem cât mai mult spre albia râului Trotuș, iar pe partea dreaptă, până la o limită posibilă cu construirii, m-a spus, astfel încât se, tot timpul se pune și întrebarea, extins, dar cale de acces ai? La un moment dat vine cineva, are un teren, un intravilan, și trebuie să-i spui, mă, n-ai cale de acces. Și atunci, din motivul ăsta, nu ne-am exagerat. Oricum, am depășit alea 100 de hectare, care erau cândva aprobate, dar nu e o problemă asta acum. Deci v-am spus, pe partea râului, totuși, am mers cât mai mult pe limită, nu e exagerat, pentru că n-avea, este loc. E suficient și am încercat pe cât posibil să nu mai rămână nimic construcții existente, cu sau fără autorizații, mai mult sau mai puțin contează, în afară. De asemenea, și pe Aldemar se poate vedea toată bine. Deci s-a extins și zona Aldemarului. Și am încercat, acum având și reînsul făcut, știind deja care sunt și din mine de stres, o parte din ele, acum, după pugul existent, au și zone de intra și extra. Acum am încercat, prin pugul ăsta nou, toate străzile să fie complet în intrabilan. Cu mici excepții, unde chiar nu s-a putut face nimic, sau zone cum e DN-ul, care nu este a nostru, care o să aibă o porțiune de extrabilan, dar mai mult sau mai puțin complet pentru noi lucrul ăsta. Dar în rest, străzile noastre, drumurile, bine, și drumul comunal, de exemplu, drumul comunal, Păgel, Bolovani, Jachitiș, va avea o porțiune de extrabilan pentru că nu vom putea uni niciodată capătul Bolovanișului cu începutul Jachitișului. Asta nu te lasă, e zonă prin forestier, dar rămâne ca drum comunal cu denumirea de stradă care o are. Iar la satul Gimeș, am făcut aici în colțul din dreapta, unde dau eu cu mausul, erau câteva case arondate ale locuinței de rom, care după pugul vechi erau prinși la satul Târhăuș, dar erau cumva erau un trup dincolo de apă, peste apă. Și atunci am zis ca să fie în regulă și din punct de vedere al rensului, i-am arondat la strada Gării, așa cum se cheamă actualmente acum, și am extins un pic din travilanul Gimeșului, numai pe partea dreaptă, așa încât să-i cuprindem și pe ei, îi scoatem din Târgăuș și nu o mare pierdere dintr-o parte în alta. Și nu mai avem un trup răzlet al Târgăușului peste apă. Planul ăsta, eventual, dacă eu o să-l încarc și pe site-ul primăriei, dacă mai vreți să le mai analizați în această casă, sau oricând puteți veni la mine, le studiem, dar dacă mai aveți o propunere pe lângă ele, în zone unde credeți dumneavoastră că o să ar mai merita să facem o extindere. Asta este bine. Asta s-a făcut Bolovaniș. Uh,
satul Bolovăniș, extinderile nu sunt foarte mari, pentru că așa este natura reliefului. Așa că asta e un pic deplasat. Aici voi ta să subgrăbit un pic. Deplasat spre dreapta. Dar se vede față de limita existentă. Deci am încercat și aici la deal. Să-l extindim. Am cuprins toate construcțiile în intravilan. Am prelungit și pe etichet. Da? Și pe toțin. Deci tot ce este cu Maro este zona extinsă. Și spre Rechitiș s-a mai prelungit un pic. Să aici cu fagetul de sus, nu? Faget? Sau e fagetul de sus? Faget și fagetul de sus. Faget și fagetul de sus. Avem cele mai, cea mai mare extindere, pentru că, după cum vedeți, erau foarte multe zone lăsate. Sunt construite deja aici. Sunt construcții de locuințe făcute și atunci s-a ales varianta ca tot ce este în zona, timp ce sală de centru, să fie introdus în cazul. Făgetul de sus. Aici la, făgetul la, sus, aici. La făgetul de sus am extins la drumul național, sperăm să obținem și avizul favorabil de aici. Deja ați trecut pe zona și ați văzut că sunt câteva locuințe. Partea dreaptă din anterior. Și am încercat un pic deasupra lor, mai mult nu se poate, pentru că după aia aș pus foarte drum, că terenul e foarte abrupt. Iar testat făgetul de sus, am încercat pe cât posibil să-l îndreptăm. Făgetul de sus, da. Deci să-l îndreptăm pe cât posibil, la fel, terenul nu permite o extindere extraordinar de mare, pentru că după aia sunt grădini, dealuri, fănețe și nu avem unde să ne întindem. De asemenea, aici la făgetul de sus, mai vede cu marul, mai este un trup care se va crea undeva aici, spre ieșire. Da? Cineva dacă are de întrebat ceva, da. Din făgetul sau de, puteți să întrebați că putem să mărim să ne uităm care treaba. Aici, la rechetiș la fel. Am încercat cât posibil să evităm zona apelor. Pentru că zona apelor, din experiență, nu dă aviz. Și decât să vină cineva să spună, am un teren și vreau să construiesc, nu trebuie să la apel, oamenii spună, nu poți construi. Am mai ieșit să se evită. Rechetiș și acolo pe vârful dealului. Asta de aici, l-am mai mărit un pic. Deci era un tot de intrarea mai micuț, acum am făcut mai mare, deci să vedem cât ar avea, când ne spune aici, așa să-l mai mărim. Ai pus un lucru. Și? Acolo ai avut pus, nu? Au fost prins, nu ai tu. Am fost ca ți-ți cei cu roșu. Da, ce era cu roșu, da. Ce era cu roșu,
acum nu s-a extins, dar aproximativ de la 90. Și serviciile din București sunt foarte. Nu era de la timpul. În București au zis mai extins. În contract era acusat. Da, în restul am extins de toate zăraile, pe toate, inclusiv pe apereș. Și aici, în capăt, ne-am dus o porțiune mai lungă. Sunt mai multe construcții în partea asta. Acum, nu știu câte sunt dezlocuinte, dar de, poate ca și zonă se poate dezvolta. În zona unde e frumos, ai curat, poate mai da cineva să construiască. Ne-am gândit totdeauna dacă o să reușim să facem și drumul ăsta de alintare. Poate o să reușim la anul să-l amenajăm un pic, să-l reparăm. Câte cele existente, la priva a început să scrisă. El a ieșit din toate garanțiile, în partea constructorului mai puteam avea niște pretenții, deci totul de acum cade în sarcina noastră. Deci dacă o să avem buget la anul, o să prindem ceva și o să vedem cu toți cum să-i facem o plombare sau o reparație. Nu-i spunem capitală, ca să nu implice alte treburi, dar reparții și întreține. De trebuie făcut. Și Târcău. Aici a Târcău și nu. Oricate. E mai ascuns. Matei, Târcăușul, iar de-a lungul drumului comunal, de-a lungul Târcăușului, nu prea permite o extindere extraordinar de mare, dar în speță la intrare am comasat toate terenurile care erau părunțele de aici, le-am întors din toate la iar pe malul apii, așa am spus, la limita cât se poate. Ca să nu să nu o ducem. El mai avea câteva trupuri spre capăt. Am încercat să facem din ele, o, să le unim cumva, să fie un singur trup, să nu avem trupuri, trupulețe și să știm. Asta este, astea sunt trupurile vechi. Ce este cum are un singur trup, așa încă și drumul să fie în toate la încă teste. Cu toate. Acum, după ce se va obține avizul ăsta, este un aviz de principiu, pe baza lui, dacă mai sunt completări, să mai poți face modificări, completări adăugiri, dă drumul la documentație pentru depunerea de aviz. Iar în ceea ce privește partea cealaltă scrisă, Pugu după, are două părți. Are o parte de memorie general, care conține date generale despre comună, despre modul de organizare. Cel mai important este regulamentul, după care lucrăm acum. Acum, momentan, nu am avut ce să vă prezentez, că nu s-a lucrat în speță. Dacă cineva are propuneri și idei, după ăla vechi, așa, doamne, uite, noi am vrea să mai punem, să facem așa, să pot face completări adăugiri, că el se va aproba la final. Deci, regulament. Pe partea scrisă, nu? Pe partea scrisă, deci se poate aproba, să aprobă final, în ședința finală, după ce iese toate avizele, deci îți mai dat de tot la Consiliul Județean, la Vizite. Acolo aș avea și o propunere și trebuie să avem în vedere. Eu am să le încarc pe site-ul comunei și planul ăsta, după ce ne rectifică, mă rog, o să-mi iau legătura cu proiectantul să-l așez la locul lor. Am să pun și regulamentul de, cine dorește să urcite el. Și poate din părere, mi-am gândit, dar nu-i neapărat să facem ședință de consiliu. La domnul primar, oricând, la mine, venim, discutăm, le punem, le dăm la proiectant, iar le așează pe hârtie. La regulament aș avea o propunere acum la domnul consilier și nu știu fiecare să exprime părerea. De acum încolo, dacă dăm autorizații pentru construcții de case, trebuie să specificăm că se acoperă numai cu țigla. Că și alaltă ieri sau când am avut un caz acum cu ars o casă la Dimeș,
E foarte bun tabla, se pune, n-avem treabă, dar Doamne ferește să nu avem foc. Că nu se poate opri focul sub tablă. Ăsta este, trebuie să lași să se arde toată, că n-ai ce să faci. Pur și simplu nu ai cum să te adinci de foc. Și eu propun că de acum încolo, când o să fie gata regulamentul și cu autorizații pentru case, numai dacă se acoperă cu țiglă. Aici eu mă gândesc că totuși ar fi de specificat faptul că la o casă nouă, pentru că la o casă veche pe care o acoperi din nou, ea fiind făcut din anii 8 și nu știu cu ce fundație, nu poți să ceri să pună țiglă pentru că nu e foarte posibil să nu reziste, știi? Deci la case noi funcționează. Deci, sau măcar din structura de cărămidă și alea veche. Asta am văzut să vezi. Da. Acum sunt împărțite lucrurile astea, pentru ideea asta chiar ar trebui o părere mai generală a comunității pentru treaba asta, ca să iei o decizie de gen. Că până la urmă, nu știu, depinde din ce e făcută casa, cum a spus dumneavoastră, că e vorba de diferență de greutate. Când ai pus siglă diferită, depinde de care, dar greutatea e... Aveți foarte mare dreptate, dar eu, având în vedere că în comuna Ghimeș-Făget, vorbim de comună, numai și numai cu țigla au fost acoperite casele, adică țigla aia veche tot aceeași greutate are aproape că ăsta nouă. Înțelegeți? Și dacă, de exemplu, cineva schimbă acum țigla de pe casă, vine să ia autorizație și bagă tablă, eu nu sunt de acord cu treaba asta. Dar nu poți porunci la cu ce să facă. Dar nu, trebuie să facem regulamentul cu orice. Trebuie să facem regulamentul. Eu zic să mai analizăm un pic. Dar domnule, dar fiți atent aici, asta se poate se uita așa, adică putem să ne documentăm că țigla este mai ieftină decât tabla. Asta pot să vă demonstrez cu acte, adică cu prețul. E mai ieftină țigla decât tabla. Și vedem foarte bine, când este un foc, nu poți să te atingi de el. Hai, cu mult mai dificil ăsta e adevărul. Și ce se întâmplă, am văzut incendii, am văzut și de o parte și de alta. Incendii, tot incendiu, să știți. Da. Deci, la un moment dat, pagubele pot să fie, depinde la cât de repede ai ajuns ca să ai ajuns la incendiu. Pentru că am văzut și casa de țiglă, dacă n-am ajuns la timp la incendiu, o ars. No, deci... Acum depinde cât de rapid ești și fiecare incendiu are dificultățile ale lui. Acum, da, eu idei, dar v-am spus, eu zic că ar trebui un pic analizată. Eu am zis ideea mea, după aia fiecare vine cu ideea lui și aprobăm ce o să fie aprobat de Consiliul Local. Adică, bineînțeles, eu nu pot să fac de capul meu. Acum, din punct de vedere al organizării zonei, am putea mai ușor și mai bine ar fi să ne îndreptăm pe țiglă, adică să îndrumăm oamenii ca să-și acopere casele cu țiglă, bineînțeles. Deci, da. Eu zic că totuși am început să venim cu îndrumări, să venim cu care ar fi motivele care le cere. De exemplu, școala Doni Garga, când a fost azi, dacă nu era acoperit cu tablă, ardea niciun sfert din el. Nu aveam probleme, adică ardea cazanul. Unde era cazanul? Centrala. Dar nu am putut să atingem de el. Știe toată lumea cum ars sub tablă. Putea să pui apă pe tablă fără nicio problemă, dar ăla nu stingea incendiu. Da. Bine, acela, dacă cineva mai are de... Supunem la vot proiectul cu Pugu. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Mulțumim frumos. Domnul Lască, dacă vreți să mai rămâneți. Rămâneți, dacă nu... Pe momentan nu mai am și așa mă duc mai... Bine, mai da. Bine, mulțumim frumos. Mulțumim pentru prezentare. Da, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de dare în folosință gratuită către Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova a unui teren în vederea amenajării unui spațiu de joacă, avizează Comisia 1, 2 și 3. Inițiator, primarul Comunei.
Aici este vorba de terenul de lângă terenul de fotbal în Ghimeș, unde se construiește planșa și grădinița. Planșa este acolo, planșa. Da, planșa este acolo. Unde asociația respectivă vrea să construiască un parc pentru copii, un loc de joacă, ceea ce am discutat în ședința comisiei. Dacă are cineva vreo întrebare sau vreo nelămurire în sensul ăsta, vă ascultăm. De fapt, e terenul care face legătura între actuala grădiniță care se va construi și cu școala. Și cu școala, da. Așa. Terenul ăla de joc. Fiind o zonă destinată, până la urmă, nu, acum se face și grădinița, și cu stadionul, terenul de acolo, fiind o zonă care nu e și școala, e foarte bine venită ideea, e foarte bună. Chiar am discutat un pic cu domnul primar și am spus că deci trebuie să avem o vedere pe timpul care mai încolo ca să facem la fel și pe zona de centru, aici la Făget. Cum avem căminul cultural, e un teren care e între cămin și școală și ar fi bine de făcut același lucru și în zona asta de centru. Avem deja luat în plan treaba asta, așteptăm să terminăm, finalizăm lucrările acolo, terenul, amenajare, teren și așa mai departe. Și nu anul ăsta, că anul ăsta deja nu avem buget pe tema asta, dar de la primăvară o să avem și acolo un centru de joacă pentru copii, un parc cu topogane și așa mai departe, dacă ne ajută Dumnezeu. Și ca să completez aici la centru, un sfat care ar fi bine să duceți în continuare negocierile cu cooperativa, cu clădirea asta de aici la centru, pentru extinderea liceului, ca ușor, ușor, tot ce înseamnă zona asta de liceu, ca să o putem dezvolta și să putem să se poată face un liceu adevărat. Da. Un liceu și cu profesional, da. Și cu tot ce trebuie. Am înțeles ideea și este foarte bună ideea, dar am prioritizat niște lucruri. Nu știu cum o să fie, ce programe o să fie deschise la nivel național pentru a primi o finanțare pentru drumul Bolovăniș. Nu știm exact, încă nu sunt deschise axele, dar dacă nu o să fie bani, adică nu putem să accesăm fondul și așa mai departe, noi, adică eu și aici cine lucrează, am decis în felul următor că ar trebui să ne apucăm indiferent de situație la drumul de la Bolovăniș și din banii noștri proprii. Și dacă luăm decizia asta că punem banii acolo, pe drumul Bolovăniș, ca să fie pe drumul Bolovăniș, atunci investițiile, restul investițiilor nu o să fie făcute, nu o să avem de ce bani, că drumul de la Bolovăniș, cam așa, ca să vă povestesc, costă undeva la aproape 9 milioane de lei. Tot cu consolidare mare și așa mai departe, 4,5 km de asfalt și consolidare mare. Știm foarte bine care e problema cu pârâul acolo, necesită foarte investiții foarte mari și vorbim de 9 milioane de lei. Eu am cerut un pic cam ce bani a produs Ocolul Silvic Ghimeș timp de 10 ani de zile. Timp de 10 ani de zile Ocolul ne-a dat 4.100.000 de lei. Adică dacă băgam toți banii aia de la Ocol pe Bolovăniș, nici atunci numai jumătate era terminat. Adică de aia zic povestea asta ca să vedem despre ce bani necesită drumul ăla, despre ce investiții vorbim și trebuie să ne gândim foarte clar de unde scoatem banii ăștia. Adică noi în 10 ani de zile de la Ocol, dacă am primit numai jumătate din valoarea drumului respectiv, vă dați seama, atunci trebuie să așteptăm, dacă tot de la Ocol așteptăm banii, trebuie să așteptăm 20 de ani să facem drumul de la Bolovăniș. Numai drumul de la Bolovăniș. Așa că trebuie să prioritizăm lucrurile. Bineînțeles, ne interesează și clădirea aia, fără da și poate, dacă avem posibilitatea să cumpărăm, dar eu zic că Cel mai important lucru acum este să terminăm bucata aia de drum, care era promis de 20 de ani, toată lumea promite că o să facem, dar încă n-am putut să facem. Înțelegeți? Asta e prioritatea mea. Bineînțeles, dacă o să avem posibilitatea, putem să cumpărăm orice clădire, orice teren și așa mai departe. Dar acum la asta trebuie să ne gândim cum să facem și ce să facem.
Corect. Deci prioritatea este foarte clară. Da, am zis așa, dacă reușiți ca să faceți, să duceți în continuare, deci e vorba de, că totuși e vorba de negocieri pentru a ajunge. Așa, la capitolul ăsta cu drumului, deci prioritatea și ar fi ca să se poată accesa fondurile europene, că știm foarte bine. Da. Deci tot ce s-a făcut și până acum, dacă așteptam din banii locali, știți bine că nu se putea face. Da. Deci, ar fi foarte bine ca să se deschidă o axă și să putem prinde o axă pe fonduri europene, pentru că dacă nu, nu știu cum o să reușim din banii noștri numai. E posibil, poate să... Nu o să facem tot timp de 3 ani nimic, ca nu o să cumpărăm nici hârtie și facem drumul. Asta e, dacă nu prindem finanțarea, asta facem. Mă bucur, da, mă bucur că ați reușit să o prindeți pe lista de priorități. Este, no. Fără doar și poate. Bine, să punem la vot. Cine este pentru? Pentru jocul de... Pentru jocul. Spațiu de joc. Da. Mulțumim. Următorul punct care s-a inclus pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea statutului RPL OSE Ghimeș-Făget-RA, întrucât trebuie introdus cod KN 5210, depozitări, iar fără acest cod nu se poate înființa depozit de material lemnos. Aici este vorba de cum am decis că acolo o să fie un depozit de material lemnos aici la Făget. Fără codul CAEN și fără a fi introdus în statutul acolului, nu putem să legalizăm, să intrăm în legalitate, să facă punct de lucru acolo legal. Și pentru asta trebuie modificarea statutului și aprobarea Consiliului Local. Întrebări la acest punct, dacă aveți. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile situate în comuna Ghimeș-Făget. Lista cu străzile sunt acolo. Având în vedere cu Renstu am lucrat și au devenit străzi mici și așa mai departe cu denumire, trebuie încet, încet să actualizăm, să măsurăm și să aprobăm ca interes public că pe viitor, când o să avem nevoie de, să zicem, să, că vrem să facem o asfaltare sau de genul, atunci să avem actualizat. Acum, momentan, avem 10 străzi, încă mai a rămas de rezolvat și așteptăm planșele și hârtile pentru 9 străzi. Dar în prima fază, acum avem încă 10 străzi care ar trebui să fie aprobate. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Da. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor, destinația, modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată de către regia publică locală OSE Ghimeș-Făget-RA în anul 2021. Ne-a trimis aici de la o coloristă. În total general, total fasonat la drum auto 2848 de metri cubi. Toate sunt locația Hotar, Tărăuș. Aici am văzut că e făcut în grupaj. Acum am avut discuții, foarte multe discuții, că de ce s-a făcut în grupaj, de ce nu se pune fiecare APV separat de vânzare. Domnul consilier, dacă credeți dumneavoastră că să scoatem așa, separat, fiecare partidă, separat la licea, adică să nu fie făcut grupajul, e făcut în două grupaje, adică 6876 de metri cubi în două partizi. Atunci, așa hotărâm să facă separat.
2848 de metri cub pe hotar, 934 de metri cub gerenduș, 1928 tot pe gerenduș, 679 de metri cubi pe becen, da? Și 487 smida. Sunt accidentale 1, decidem cum să facem. Nu știu de ce au făcut în grupaj, că fiecare știm acum în comună. De ce au făcut grupajul ăsta ca să iei unul sau doi? Sunt firme care ar lua 500 de metri cub. Repede ar merge, ar scoate. Nu poate să meargă că este făcut grupajul. De ce nu scoate fiecare să se înțeleagă că așa a fost și până acum? Ăla mare să iei ăla mai mare dacă vrea, ăla mai mic, atâta bani am eu pe ăla mic, de ce a trebuit să facă grupajul ăsta? Până cum n-a fost grupajul ăsta făcut? De aceea e făcut ăsta, că s-au înțeles niște oameni care vrea să mănânce numai toate bună și ăla, omul de rând care de astea mâine are un muncitor sau doi, ăla să închidă tot, să meargă în sănătate. Nu e corect așa. Așa nu e bine. Fiecare exact. Partidă să se scoate separat. La licitație, separat, ei se ducă în spate, se înțeleg, care se înțeleg, dacă vine în altă parte, se înțeleg și cu aia, dar și firma aia mică care are doi oameni și are un tractorat sau are un căluț, să poată să cumpără 50 de metri sau 100 de metri cub de lemne, să aibă de lucru. Și atunci, dacă omul are de lucru, nu are baiul tău. Corect. No, atunci, așa propune, nu? Doamna secretar, așa propune, așa se supune lista partizilor la vot, să fie cu condiția că să fie fiecare partidă separat. Da. Să facă grupaj cum au făcut data trecută. Că când au făcut grupajul ăla mare și data trecută, când au auzit ăștia de la Suceava, care sunt cu mulți bani, 4.000 de metri cub partidă mare. Cum să nu îi știi la prețul ăla? Dar în partul meu era când au venit să uitau de astea, dar sunt 6 partide aici, nu-i bine. Nu-i bine. Eu aș zice ca să faceți în așa fel, că la discuția dinainte de a se pune partidele pe hârtie, să fie invitat, de exemplu, cum e acum ședință, eu zic că ar fi fost bine să fie șeful de ocol aici și să discutăm cum să fie da, partidele. E de aceea este șef de ocol și de aceea nu. Suntem noi, ca să el să respecte ce îmi hotărâm noi, nu? Înțeles, că de aceea că vine în față și începe o lecție și noi ascultăm și tot face de capul lui, așa nu merge. Cealaltă, domnul Mărinat, aveți foarte mare dreptate. Azi dimineața am primit raportul lui de activitate pe care trebuia să primim mai demult. Ședința viitoare o să fie invitat domnul șef de ocol și o să punem niște întrebări, să prezinte raportul și așa mai departe. Păi. Știm foarte bine că la ședință se poate introduce cu 5 zile înainte. Dacă este ceva urgent, atunci se poate și momentan, dar nu în situația asta că dimineața la ora 8 trimitem o hârtie și haideți, domnilor, poftiți, domnii consilieri, să citiți dacă eu vreți, să înțelegeți. De ce-i vorba? Ideea e pe următor, că știm deja că partidele vor fi duse de la o ședință la alta până la aprobare, să zicem. Adică până la discuții. Dar asta am zis, că partidele trebuie să aprobăm. Nu. Că trebuie să aprobăm, dar cum aprobă și Consiliul Local, adică cum vrem acum, noi. Dacă e necesar, pentru că, uite, ne apropiem de toamnă și încă se mai poate lucra, pentru că vine toamna și știm formă că mai mult se distruge decât se lucrează. Și dacă e nevoie, va trebui să poate și o ședință de urgență, adică propuneți înapoi ce am... Aș face o ședință extraordinară. Faceți o ședință extraordinară, ceva ca să meargă treaba mai repede. Dar eu am propus în felul următor. Aprobăm lista de partizi, dar nu grupa. Atât. Eu am înțeles, dar... Și atunci el atâta trebuie să facă, să schimbe tabelul, atâta. Dacă și este aprobat. Dacă sunteți de acord, bineînțeles. Și din cauza noastră, atunci nu. El peste 10 zile poate să pună la licitație. Exact. Dar nu mai trebuie o extraordinară. Nu mai trebuie. Atunci, bun. Înțelegeți? Da. Este și să stabilim și data de licitație, că noi aprobăm. Că tura trecută am aprobat nu știu câți mii de metri cub și am tras de timp exact 4 luni sau 3 luni de zile până când a fost pus la licitație. Da, și lemnul ăla a fost degradat în pădure
A dacă asta păi a aprobat 10 zile să fie licitație, așa asta e, ce mai e. Să-l vândă, cine vrea să cumpără, are bani, să doargă să cumpără. E bine, septembrie, octombrie, până când, că dacă mai cade încă o dată zăpada pe lemnul ăsta, primăra viitoare poate să rămână acolo să îngrașe pământul. Exact. Atât am făcut. Că se vede oricine să vadă cum e lemnul acum. Știm foarte bine. Ați văzut? Da. Și dacă mai rămână încă o dată acolo, cum o să fie în primăvara viitoare? Îl supuneți la vot. Da. Nu? Supunem la vot în... Nici măcar de lemn de foc. Cu aceste două amendamente. Da. Cu aceste două amendamente. Deci să fie scoase la licitație, dar cu în timp de 10 zile. Și să fie scoase la licitație fiecare partidă separat. Separat. Nu așa în grupaș. Da. Separat. Supunem la vot. Niciodată n-a fost în grupaș, numai data trecută. Da. De când eu țelul ăsta. Da, aici am avut tot. Nu-i de altceva, că din partea mea nu-i problemă. Că eu nu-i problemă, că am. Dar este partea cealaltă. Sunt firme și acum care aud că are cumpărat 4.000 de metri cub. Mai bine mai iau partidele astea să aibă toată iarna. Dar nu ajunge nici să-l scoate, știi? Asta e bai. Asta e problema, că nu poate să-l scoată. Nici să-l scoate nu poate. Rămâne acolo și restul de oameni care ar mai lucra se uite pe gardă afară. Uite ăsta cum lucrează și eu mănânc cât un pic de sămânță și trece ziua, nu? Un pic da. De ceai și gata. Mai să lăsăm să lucreze toată lumea. Corect. Și ăla mic, și ăla mare, că nimeni nu ducem nimic dincolo. Tot aici rămâne. Nu? Da. Și ăla, la mic, ăla care începe școală, are un copilaj, și ăla așa trebuie pâine cum îi trebuie ăla mare, nu? Și dacă are de unde se face, că uite, acolo am ajuns, că toată lumea altceva n-a avut. Dacă vine toamna, eu vând vaca. Că în Ghimeș e foarte bună, gospodăria și avicultura, dacă cadă un pic de cetină în el. Da. Da. Atunci merge înainte. Dacă nu avem atâta bun simț să ajutăm unul, lasă un pic, un lemn de foc, un ăla. Că din lapte și din caș nu poți să cumperi lemn de foc. Și că n-ai de unde trece luna și tu nici n-ai cum să plătești. Bă, lumina, telefonul, că am ajuns că, uite, fără telefon nu poate să trăiască un copil de 5 ani acuș. Că asta e. Când trebuie să plătești telefonul, toate abonamentele, poți să ții 10 W, nu poți să plătești. Decât să se putrezească lemnul în pădure, hai să-l ajutăm un pic, lasă, nu? Fugim după, aduce 3 vorbi, fugim după el, descarcă că eu șef de acolo, eu chem poliția, eu punem camere, de ce furi? Nu de acolo a început furatul, niciodată de la căruță și nici acum nu de la căruță furatul, știm foarte bine. Da, exact, asta aveți dreptate aici. Nu? Așa este. Un om sărac, dacă aduce 10 vârfuri sau 10 cărunțe de lemn de ăsta, de acolo nu s-a sărăcit pădurea. Noi știm foarte bine cum a fost, fiecare știm. N-avem ce vorbi, dar hai să lăsăm și oameni de rând să trăiască. Corect. Asta e. Dacă mai are cineva ceva de adăugat la punctul ăsta, trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru vânzarea directă a lemnului fasonat. Aici avem prețurile, lemnul de foc 60 de lei cu TVA, 120 lemnul de lucru și lemnul de lucru care e mai subțire și lemnul de lucru gros 340. Ăsta e scos lângă drum, nu? Da. Eu zic că pentru populație prețul e deci, de e acum, ok. De acum prețul ăsta sau... De acum. De acum. De acum. De acum. Lemnul gros ăsta, 340 de lei e cu TVA sau fără TVA? Cu TVA. Cu TVA. Cu TVA. Cu TVA. Toate fără TVA, TVA e 285, 287. Bine. Deci pentru populație avem cont cât de tare s-a scumpit lemnul, zic că pentru populație... E bine. Știți care e treaba? Acum așa merge. De trece încă două luni de zile să vedeți cum scoate dintr-una. Vine vara, patru și ieri am fost la Ploiești, știți în ce am vorbit cu niște băieți, a început să scadă. Acum vine tăierile de rasă, începe de pe 15. A început să scadă la Constanța numai trebuie exportul. Doamne ferește să oprească exportul, că, Doamne ferește, că noi rămânem cu toată mizeria în pădure. Că dacă exportul s-a oprit mâine, la noi afacerea în România, într-o lună de zile s-a încheiat. Se umple tot. Noi avem noroc că mai trebuie afară. Momentan vorbim despre lucrurile care există. Da.
Bine, ia Dumnezeu să ne ia sportul ca să putem vinde toată mizeria ce avem noi în pădure. Da. Spune la voi și după aia la diverse mai discutăm. Cine este pentru? Mulțumim. Putem lua o pauză de 5 minute până vine Consiliul de Administrație? Da, ca să citim și raportul. Da. Deci, bună ziua încă o dată. Între timp a venit și Consiliul de Administrație a Polului Ghimeș-Făget și, așa cum am și spus, o să ne prezinte acum raportul de activitate de ianuarie-iunie anul 2021. O să rog pe doamna Cotoracă, președintele Consiliului, să ne prezinte raportul. Mulțumim de invitație. Noi v-am înaintat și pe e-mail acest raport, însă vom da cu citirii. Raportul de activitate al nostru este făcut, așa cum a zis și domnul vice, pe 6 luni de activitate. Și dăm citire, cum urmează. Prezentul raport cuprinde elementele prevăzute în OUG 109 și este un rezumat al activității CEAU-ului, colaborat cu puținele documente primite din partea șefului de OCOR în perioada ianuarie-iunie 2021. Menționăm totodată căci din partea șefului de OCOR noi am primit doar raportul dumnealui pe primul trimestru, deci pe primele 3 luni, iar raportul pentru celelalte 3 luni, respectiv iunie, mai și aprilie, l-am primit abia în cursul acestei dimineți. Și deci nu am putut cuprinde ce ne-a specificat dumnealui și raportul nostru de activitate. Îl va prezenta dumnealui către dumneavoastră la următoarea ședință, dacă doriți. Da, cum să nu. Așa. Începând cu data de 4-1-2021, conducerea executivă a RPL OS Ghimeș-Făget este asigurată de șeful de OCOL, inginer Oltean Simion Gabriel, care a fost numit de către Consiliul de Administrație prin HCA, hotărârea Consiliului de Administrație numărul 62, în data de 10-12-2020, în urma unui concurs organizat de către Consiliul de Administrație împreună cu reprezentanții Consiliului Local. Acest domn, șef de OCOL, are întocmit contractul de muncă numărul 164 din 10-12-2020 cu fișa postului anexată la contract și ambele sunt asumate de către dumnealui. În perioada ianuarie-iunie 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe lunare, conform convocatoarelor de la numărul 1-6, în care am solicitat șefului de OCOL a ne aduce la cunoștință orice problemă întâmpinată pentru buna desfășurare a activității RPL OS Ghimeș, la care am trimis către autoritatea publică tutelară răspuns conform adreselor înaintate lună de lună. În urma ședințelor din semestrul 1 s-au emis 22 de hotărâri care au fost aduse la cunoștința Consiliului Local cât și șefului de OCOL pentru a le duce la îndeplinire. În cadrul ședințelor, cât și prin adresele ulterioare, a fost solicitat șefului de OCOL planul de management, conform articolului 28 din actul constitutiv al RPL. Însă acesta nu a fost înaintat nici până la data prezentului raport. Și nici până astăzi. Din hotărârile emise în semestrul 1 de Consiliul de Administrație, am enumerat câteva mai importante. Avem HCA numărul 5 din 26 întâia. Deoarece OCOL-ul nu mai deține atestat de exploatare pentru a oferi masă lemnoasă pentru nevoi locale, am întocmit și aprobat în data de 26-1-2021 modelul caietului de sarcini pentru prestări servicii exploatare forestieră, cât și un model de contract aferent ca instrument de lucru pentru ca șeful de OCOL să poată demara în regim de urgență exploatarea forestieră pentru nevoi locale, pentru masa lemnoasă, pentru populația din comună. În data de 22-2-2021 am emis hotărârea nouă. Pentru o bună desfășurare a activității personalului silvic, ce efectuează deplasări în teren cu autoturismul propriu, am acordat lunar la solicitarea șefului de OCOL, început cu data de 1-3-2021, o cotă de 75 de litri combustibil pentru aceștia. Această cotă va fi acordată în baza unui raport lunar aprobat de șeful de OCOL. Deci, pădurarul, șeful de district, cine face patrulă, beneficiază de 75 de litri combustibil
pentru că merge cu mașina lui personală. În data de 22, la fel, am emis hotărârea numărul 10, prin care, începând cu data de 1.3.2021, cu acordul Consiliului Local, respectiv a dumneavoastră, s-au externalizat serviciile contabile, deoarece noi am organizat concursul, nu a dorit să vină nimeni, nu, și ca să avem contabilitatea ok și să fie în continuare întocmită corect, da? Noi am spus să externalizăm serviciile. Dumneavoastră ați fost de acord și noi avem pe doamna Judit de la Ior Consult așa și am întocmit un contract pe 12 luni cu dumnea ei. După 12 luni putem prelungi acest contract sau nu. La momentul de față, noi avem depus situația financiară, respectiv bilanțul contabil, la 31.12. Avem aprobată execuția bugetară de dumneavoastră și bilanțul s-a făcut conform acestei execuții bugetare. Deci este depus la ANAF. Da? Avem declarațiile depuse lunar, sunt depuse de către doamna contabilă. Deci, în momentul de față, noi, ce ține de noul Consiliu de Administrație, noi suntem puși în regulă. Nu ne interesează ce a fost în urmă, nu avem noi cum să ne dăm cu părerea. Deci, ca să știți, în momentul actual, contabilitatea există în cadrul OCOL-ului, da? Și inclusiv bilanțul la luna a 6-a 2021 o să vă fie prezentat pentru aprobare. În data de 11-a 4-a 2021 am emis hotărârea numărul 12, prin care am avizat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în care a fost inclusă suma de 45.000 de lei pentru a putea fi reparate drumurile forestiere aflate în administrarea RPL. Aici poate sunt discuții, că mai sunt și alte drumuri stricate. Nu sunt în administrarea OCOL-ului. Deci, nu se pot face cheltuieli pentru acestea, din fondurile OCOL-ului. Am înțeles că au început demersuri să le ia în administrare, vom vedea ulterior. În data de 27.05.2021, am emis hotărârea numărul 13, prin care i-am adus la cunoștință șefului de OCOL, căci în anul 2020, 18.06, noi, Consiliul de Administrație, împreună cu conducerea de atunci, am întocmit un model de caiet de sarcini și un contract de masă lemnoasă, așa, care ar trebui folosit la licitațiile de masă lemnoasă pe picior, organizate în cadrul PPL. În acest model de caiet de sarcini și contract, regăsim și tariful de participare la aceste licitații. La timpul respectiv a fost 500 de lei plus TVA, erau 595 de lei. Cu această sumă, dumnealui trebuia să meargă și la licitațiile din anul 2021, deoarece nu i s-a aprobat un alt model. Din documentele prezentate de dumnealui, am regăsit că a solicitat 200 de lei. Taxă de înscriere la unele firme, nu la toate, așa, doar, deci a solicitat 200 de lei după ce a făcut preselecția dosarelor. Așa a considerat dumnealui, noi nu am aprobat așa ceva. Își asumă diferența de bani. În data de 27.05.2021 am actualizat prin HCA 14, am actualizat și aprobat codul de conduită etică și profesională a salariaților. Conform actului constitutiv și conform OUG 109, Consiliul de Administrație trebuie să actualizeze și să aprobe acest cod până la sfârșitul lunii mai. Noi l-am aprobat și l-am adus la cunoștința șefului de OCOL, așa, să-l prezinte tuturor angajaților sub semnătură ca a luat fiecare la cunoștință de prevederile acestui cod. Nu am primit nimic din partea șefului de OCOL nici până la această dată, precum că a fost adus la cunoștință sau nu. În data de 30.06. am emis hotărârea numărul 15, deoarece în urma dăm citire la ce ne-a spus șeful de OCOL.
În primul trimestru nu s-au efectuat grafice de punere în valoare datorită volumului mare de lucru pentru așezarea activității ocolului pe noile coordonate de acțiune prilejuite de modificarea conducerii ocolului. Deci, șeful de ocol ne-a comunicat că în primul trimestru de activitate dumnealui nu a pus în valoare nimic din dobărăturile ce le avem de anul trecut. Noi, văzând acest lucru, am analizat situația și am emis o hotărâre și am acordat termen domnului șef de ocol ca până la data de 30.09.2021 să se finalizeze integral inventarierea masei lemnoase provenite din dobărături, iar până la data de 15.08.2021 să se finalizeze procedura de atribuire a contractelor de exploatare a masei lemnoase la nivel local. Pentru că la începutul anului a avut prin HCA 5 a avut modelul de contract pentru prestări servicii. La începutul anului știm că s-au efectuat niște prestări servicii, s-a scos lemn, s-a dat către populație, ulterior s-a stopat. Dumnealui a spus în felul următor, că a trebuit să-și încarce toată documentația pe SEAP, pe SICAP, că nu a avut oameni. Și așa mai departe. Ne-a comunicat un număr de înregistrare de pe SICAP, respectiv CN 1032-423 și deci această procedură a fost încărcată pe SICAP la data de 28.06. Deci dumnealui abia atunci la 28.06 a început demararea procedurilor. După 28.06 a urmat perioada cât a stat anunțul pe SICAP, înscrierea și așa mai departe. Acum dimineața ne-a comunicat că va începe acordarea masei lemnoase către populație după data de 15 septembrie. Vom vedea și acest lucru. A autorizat 4.000 de metri, 4.600 de metri, dar n-a avut nimic până acum. Prin hotărârea 17 emisă în 36-a, exact cum am mai spus și anterior, în urma analizei documentelor referitoare la licitația de masă lemnoasă pe picior organizată de șeful de ocol în data de 10.06, am regăsit că nu a fost utilizat în totalitate modelul caietului de sarcini și a contractului aferent. Iar taxa de participare încasată de șeful de ocol de la agenții economice a fost 100 de lei TVA inclus. Și nu 595, conform hotărârilor emise de către Consiliul de Administrație. Rezultând o diferență în minus la veniturile RPL în sumă de 8.910 lei. Sumă ce trebuie recuperată de șeful de ocol în termen de 90 de zile de la emiterea hotărârii. În caz contrar, această sumă îi se va imputa dumnealui. Prin HCA 18 din 36-a, la solicitarea șefului de ocol, prin adresa numărul 1827 din 3-6-2021, CEAU-ul a aprobat încetarea de drept a componenței Comisiei de Disciplină nominalizată prin HCA 48 din 2020 și emite HCA 18, desemnând începând cu 30-6-2021, membrii CEA în comisiile și consiliile constituite la nivelul RPL OS Ghimeș-Făget. În fapt, nu au fost nominalizați nicăieri. Prin HCA 19 din 30.06.2021, deoarece la concursurile de angajare organizate de șeful de ocol, la care nu a fost respectată transparența, publicarea anunțurilor făcându-se doar pe pagina dumnealui personală și nu pe publicarea acestora în două ziare și pe pagina OAT-ului unde avem găzduită rubrică pentru anunțul RPL OS Ghimeș-Făget, s-a întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație procedura operațională de urmat pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul RPL. Deoarece nu a avut nicio procedură, dumnealui a făcut cum a considerat. Așa, noi i-am întocmit și i-am adus la cunoștință o procedură care trebuie să urmeze ca la carte. Prin hotărârea 22 din 36-a s-a emis pentru, această hotărâre a fost emisă pentru acordarea termen ca până la data de 30.12.2021 să se inventarieze fizic și scriptic inventarierea patrimoniului RPL OS Ghimeș-Făget împreună cu firma de contabilitate. Hotărârile Consiliului de Administrație rămase în vigoare din anul 2020,
care nu au fost duse la îndeplinire de către șeful de ocol pe care l-am avut interimar, au fost transferate pentru a fi îndeplinite de șeful de ocol actual, emițându-se hotărârea aceea din 20 în 36-a 2020, cu enumerarea acestora. Deci au mai rămas niște hotărâri de anul trecut, care nu au fost duse la îndeplinire de către șeful de ocol, care l-am avut noi interimar, și le-am transferat acestuia. La punctul 2. În data de 12.05.2021, doi membri delegației Consiliului de Administrație, cu experiență silvică, au mers pe teren împreună cu reprezentanții ocolului, respectiv șeful de ocol și inginerul de la cultură. Au mers împreună cu membrii CEA, unde a considerat șeful de ocol că se efectuează plantări. S-au făcut deplasări în pe doi tărcuța și în pepiniere. Iar la final s-a întocmit o notă de constatare semnată de toți prezenți, toți cei care au participat. Notă care a fost înregistrată la ocol sub numărul 1620 și care este anexă la acest raport. Dacă doriți, îi putem da citire, sau este domnul Roșca aici care a mers pe teren. Și vă specific aici, nu, domnul, ca la fiecare ce și cum s-a întâmplat. Îi dăm citire la final, să terminăm. La final, da. Da? Conform datelor obținute, la punctul 3, conform datelor obținute de raportul de activitate a șefului de ocol pentru primul trimestru al anului 2021, vă comunicăm următoarele. Integritatea fondului forestier. Nu s-a înregistrat modificarea suprafeții fondului forestier. Șeful de ocol ne comunică că suprafața este 7.265 de hectare, din care 7.068 aparțin UATEC Ghimeș Făget, 110 hectare aparținând unităților de cult romano-catolice și aproximativ 87 de hectare aparțin persoanelor fizice. Așa ne-a comunicat dumnealui cu aproximație. Amenajarea pădurilor și cadastrul forestier. Realizarea cadrului necesar gestionării fondului forestier administrat de RPL USA Ghimeș Făget se face în concordanță cu amenajamentele silvice UP1 și UP2. Evaluarea masei lemnoase. Așa cum am precizat și mai sus, în primul trimestru al anului 2021 nu s-a efectuat grafice de punere în valoare. În acest trimestru s-a procedat la centralizarea actelor de punere în valoare întocmite la nivelul ocolului din anul 2020. Până la data prezentului raport, nu avem cunoștință că s-ar fi constituit acte de punere în valoare a masei lemnoase provenite din produse accidentale, adică din doborăturile rămase neinventariate din anul 2020. Dumnealui ne comunică că un număr de 51 de partizi sunt în forță majoră, cu un volum brut de 11.069 metri cubi, din cauza asistării lucrărilor de exploatare ca urmare a ridicării atestatelor de exploatare ale operatorilor economici de pe raza comunii. Jumătate din volum fiind exploatat, iar pentru restul se va solicita sprijinul autorităților competente. Pentru acest subpunct, membrii CEA au solicitat șefului de ocol lămuriri punctuale pentru fiecare din cele 51 de partizi menționate. Însă, din partea dumnealui, nu am primit niciun răspuns până la data întocmirii prezentului, ca să vă putem comunica ce s-a întâmplat cu acestea. Regenerarea pădurilor. Programul de regenerare a fost stabilit pe o suprafață totală de 32,4 hectare, din care 28,7 hectare de împăduriri integrale și 3,7 hectare completări. Valoarea estimată și comunicată de șeful de ocol pentru realizarea acestor lucrări este de 308.501 lei. Referitor la regenerarea pădurilor, regăsiți câteva exemple detaliate în nota de constatare 1620, întocmită de membrii CEA și anexată la prezentul raport, pe care o să vă prezinte domnul Roșca. Din documentația înaintată către șeful... Din documentația înaintată către CEA, referitoare la campania de împăduriri. În urma unei analize, am descoperit două variante de planuri de împăduriri pentru anul 2021. O variantă semnată și o variantă neasumată de nimeni. Înaintată de șeful de ocol prin adresa 2492 din 20-a 7-a, pentru care am solicitat lămuriri și încă nu am primit niciun răspuns. Anexăm la prezenta și cele două planuri. Deci un plan îl avem semnat și asumat de toată lumea, un plan nu este. Diferit. Diferit. Cât de cât diferit, adică nu, total diferit.
În prima jumătate a anului nu au fost efectuate lucrări de îngrijire, deoarece condițiile mele nu au permis. Stabilind domnul șef de ocol împreună cu personalul ocolului că aceste lucrări de descopleșit să se facă începând cu jumătatea lunii august. Totodată menționăm că lucrările de curățire nu pot fi efectuate de ocol, deoarece nu mai deține atestat de exploatare și vor trebui contractate servicii externe. Deci noi, dacă nu mai avem atestat de exploatare, nu mai putem face aceste lucrări. Șeful de ocol, comunicându-ne că realizarea acestora este puțin fezabilă, iar membrii CEAU-ului i-au pus în vedere șefului de ocol să înceapă demararea procedurilor pentru achiziția de prestări servicii pentru curățiri. Paza fondului forestier. Conform raportului de activitate pe primul trimestru, șeful de ocol ne comunică că s-au efectuat controle referitoare la circulația materialului lemnos și în urma acestor acțiuni s-au confiscat 14 metri cub de masă lemnoasă și s-au încheiat 4 contravenții silvice. Din adresa 2492, înaintată de șeful de ocol, menționăm: controlele de fond din primăvara anului 2021 au fost executate, dar se impune revenirea cu controle parțiale pe anumite suprafețe unde au fost semnalate probleme. Șeful de ocol, în cadrul ședinței, ne-a înaintat prin doamna de serviciu, doamna care o avem la curățenie, rapoarte care nu sunt corespunzător întocmite, niciun act nu are viza sau semnătura șefului de ocol, unele au fost completate superficial sau nu au lipsa pădurarilor. Drept urmare, noi nu vă putem comunica că aceste controle au fost efectuate fără a avea documentația corect întocmită și asumată de către cei care au făcut-o. Deci noi nu putem lua în considerare un document, un act de control, fără să aibă viza șefului de ocol, fără să aibă viza pădurarului, fără să aibă viza organului de control. Sau să nu regăsim perioada când a fost întocmit acest control. Activitatea economico-financiară a RPL-ul Sighimeș-Făget. Până când am întocmit noi acest raport, nu am avut din partea Departamentului Contabilitate situația financiară pe primul semestru. Acum am primit-o și vom prezenta. Mai specificăm așa. Menționăm că șeful de ocol, începând cu luna februarie acestui an, nu a dorit niciun fel de colaborare cu Consiliul de Administrație, deoarece dumnealui susține nu este sluga nimănui și nu trebuie să ne pună la dispoziție niciun document și nici să ne informeze despre activitatea regiei, deoarece dumnealui consideră că nu este subordonat Consiliului de Administrație, totodată dând dovadă în repetate rânduri de lipsă de respect și ignorare la adresa noastră, participând doar pe fugă la începutul ședințelor Consiliului de Administrație sau deloc. Aici intervin și eu, odată am fost invitat în ședință de Consiliul de Administrație și am rugat frumos să intre și în ședință 10 minute ca să discutăm despre problemele actuale ale ocolului și despre fondul forestier și despre inventariarea maselor noastre care încă nu este făcută. Și atunci am auzit, adică pot să confirm ce au zis acolo, că el nu este sluga CEAU-ului și nu este sluga nimănui, și am zis atunci clar și exact, dacă noi am acceptat să fim reprezentanții comune, cum este și dânsul și eu, noi suntem sluga cetățeanului de rând din comuna Ghimeș-Făget, a 5.000 de oameni. Și noi de aia trebuie să fim aici și de aia suntem plătiți, ca să rezolvăm problema cetățeanului rând. Să dăm lemnul de foc, să rezolvăm instituțiile comune, școlile, bisericile, UAT-ul și așa mai departe cu lemnul de foc, nu pentru altceva suntem aici. Ca să lucrăm în sluga cetățeanului. Și asta nu înseamnă că suntem sluga cuiva. Asta am zis în paranteză ca să confirm că am fost de față. Și spuneți cum a plecat. Da. A ridicat, s-a ridicat și nici măcar bună ziua nu a dat. Eu nu sunt cine știe ce. Eu sunt un om care acum conduc comuna. Încerc să conduc și să duc într-o direcție bună. Dar comuna asta, Consiliul Local, care
este proprietarul fondului forestier care generează salariile pentru toți oamenii de la Ocol. Asta înseamnă măcar un pic de respect. Nu față de mine, nu, față de Consiliul Local. Că de aici primește salariul fiecare angajat al Ocolului. Măcar un pic de respect față de Consiliul Local. Un pic, nu mult, un pic. Atâta. Conform celor enumerate și datorită faptului că în contractul de administrare s-a inclus ca și conducerea Consiliului de Administrație să răspundă alături de șeful de Ocol, vă aducem la cunoștință că nu ne putem asuma acest contract, deoarece șeful de Ocol a luat toate deciziile referitoare la activitatea Ocolului fără a ne consulta și pe noi membrii CEA-ului. Drept urmare, își va asuma singur toate prevederile contractului de administrare semnat doar de dumnealui. Și nici nu-l avem. Nu ne l-a adus la cunoștință dumnealui. Trecem la prezentarea anexei la raportul de activitate, respectiv situația economico-financiară. În urma primirii din partea firmei de contabilitate a balanței de verificare și a bilanțului contabil întocmit la 30.06, vă putem prezenta activitatea economico-financiară cu mențiunea că toate... Deci, vă prezentăm activitatea economico-financiară a RPL OSG Ghimeș-Făget cu mențiunea că toate veniturile încasate din valorificarea masei lemnoase, ce le avem noi în primul semestru, provin din inventarierea și punerea în valoare a dobărâturilor efectuate până la data de 31.12.2020. Adică anul trecut ce a fost inventariat, ce a fost inventariat și a fost vândut, anul ăsta ce a fost inventariat, adică a fost sau nu a fost, nu am realizat niciun venit. Anul ăsta vorbesc. Anul ăsta a marcat 11.000 de metri și mai are de marcat încă vreo 15.000, așa ne-a spus. Așa ne-a comunicat verbal. Dar acte oficiale avem ca să marcat 11.000. Pentru 11.000 spune că are acte pentru 11.000 de metri. Asta verbal a fost. Dar și trebuie tot să fie pus în valoare până acum. Nu, da. Nu mai este 11.000. Că din cauza de inventarierii lemnului, să dea Dumnezeu să nu ajungem acolo, da, că o să ne dea judecată Bicazul, Neamțul și așa mai departe, că producem paguba din cauza investatorului. Și atunci nu știu cine o să plătească amenzile și pagubele respective produse pentru vecinii noștri de dincolo. Sunt curios cine o să... La populație, el are 1625 de metri cub vândut în primăvară. În primăvară, da, în primăvară. Acum n-am mai vândut, are 4.000 de metri, zice că s-a autorizat și începe să vândre. Noi, ca Consiliul Local, am aprobat 7.800 de metri cub pentru nevoi locale. 7.500. Ăla trebuia să fie deja vândută, dat la populație și așa mai departe. Zice că a contractat în licitație ăștia 7.500 de metri, dar de vândut n-a vândut. Da, dar serviciile au fost publicată pe SICAP în data de 28.06.2021. Foarte târziu. Foarte târziu. În primul semestru avem total venituri 2.860.331 de lei. Nu știu dacă fiecare dintre dumneavoastră ați primit, dacă nu o să lăsăm o copie. Așa. Din prestări servicii și pază am obținut venituri 28.809 lei, din chirii avem 6.610, din masa lemnoasă pe picior avem 2.187.408, respectiv 16.609 metri cub facturați către agenții economici, conform datelor trimise de contabilitate. Avem venituri obținute din masa lemnoasă fasonată, 321.887 lei. Tot din datele primite de la contabilitate avem 1.880 metri cub facturat, din care 362 de metri cub către persoane juridice și 1.518 metri cub persoane fizice. Avem venituri din taxe de participare la licitație 3.241 lei. Avem amenzi și despăgubit 13.780. Avem imputații personal silvic 6.302 lei. Avem dobânzi 1.710 lei.
Sconturi obținute, avem 7.466 lei. Avem asimilarea cheltuielilor de regenerare la venit, 282 de lei, 724. Alte venituri, 394 de lei. Ca să o cifră de afaceri la nivelul ocolului, că știu că toată lumea dorește cifra de afaceri. Cifra de afaceri a fost 2.547.956 de lei. Această cifră de afaceri este compusă din vânzarea de marfă, prestări de servicii, taxe și chirii. Asimilarea cheltuielilor la venit, scorturi, alte venituri nu se includ. Aici am vrut o pică. Am văzut, nu am primit hârtie oficială, dar am văzut pe Facebook că Ocolul Civic a postat pe Facebook că s-a vândut materiale MNOS, adică buștean și, și așa mai departe, de 1 milion de euro. Milionul de euro, după socotelile mele, ar trebui să fie undeva la 5 milioane de lei. Ceva nu este în regulă. Cât a zis acolo cifra de afaceri? 2547,956. Nici jumate. Atunci nu știu, ori dumneavoastră nu ziceți adevărul, ori dânsul prea exagerat. Că până la 1 milion de euro mai este... Că toată lumea așteaptă. Eu vorbesc în perspectiva în care Comuna Ghimeș-Făget, UAT-ul, Consiliul Local, trebuie să facem niște investiții în comună, care necesită. Să facem drumuri, să facem canalizare, să facem și și așa mai departe. Mă, multe proiecte. Și toată lumea zice că de ce nu facem, având în vedere că Ocolul a vândut de 1 milion de euro lemn. Dar eu, ca UAT, ca Consiliul Local, de la Ocol, ca să știe toată lumea, anul ăsta am incasat 20.000 de euro, adică 106.000 de lei. Nu 1 milion de euro, 20.000 de euro. Să știe toată lumea, că mă oprește lumea în drum, că ce faceți cu banii, de ce nu faceți investiții? Domnilor, atâta bani am primit. Nu știu unde e milionul de euro, sperăm că o să primim, dacă așa se zice sau așa o să fie, sperăm că o să primim 1 milion de euro ca să facem măcar drumul de la Bolvăniș. Noi aceste date le-am luat din raportările contabile semestriale, aduse, asumate de către domnul șef de Ocol. Dacă puteți să vedeți, dacă nu, vom solicita publicarea acestui bilanț pe site-ul primăriei, ca să vadă toată lumea. Deci aici avem 2547, exact cum am zis noi. Adică jumătate de milion de euro, cum a venit cifra de afacere, dar asta nu este profit, să nu înțeleagă nimeni. Aici sunt, adică din 2.500.000, se scade salariile, întreținerea, motorina și așa mai departe. Deci avem bilanțul contabil asumat de către șeful de Voltean Simon împreună cu doamna contabilă. Atunci pe Facebook nu a zis adevărul. Noi nu dorim publicarea pe niciun Facebook. Se poate, doamnă. Dacă e public, dacă sunt documente oficiale care nu sunt secrete, poate să publice oricine. Că nu avem nimic de ascuns nicăieri. Și odată și odată să fie public, dar să zicem numai adevărul. Numai adevărul. Avem cheltuieli pe primele 6 luni de activitate în sumă de 2.228.365 lei. După cum urmează, avem combustibil 36.544, avem piese auto 8.520 de lei, avem materiale consumabile 84.907 lei. Aici avem inclus puieții care au fost cumpărați pentru plantații, avem vopseaua pentru marcare, avem uleiuri pentru mașini, mănuși, cisme, cursele pentru ipide și fitosanitare. Avem obiecte de inventar, 9.512 lei. Echipament de personal, s-a achiziționat o pompă de motorină, s-a achiziționat o mașină de spălat, un otocultor cu freză. Avem materiale nestocate, 4.501 lei. Aici regăsim birotică, curățenie și auxiliare. Avem întreținere și reparații, 7.360. Avem prime de asigurare și chirii, 3.328 de lei. Avem cheltuieli cu colaboratorii, 282 de lei, 0,95 de lei. Aici
aici le găsim. 201.095 avem la zilie și 81.000 sunt indemnizațiile Consiliului de Administrație. Avem așa. Poștă, telefon și comisioane bancare. 10.061 lei. Avem la telefonie 8.021 și comisioane bancare avem 1.930 lei. Avem cheltuieli cu deplasările 2.018 lei. Avem cheltuieli cu serviciile de exploatare a forestieră pentru masa lemnoasă, care a fost sau se va acorda populației, de 185.631 lei. Avem servicii contabilitate și proiectare, 27.915. Avem fondul de mediu, 2% din valoarea masei lemnoase, exceptând lemnul de foc, în sumă de 59.862 lei. Avem taxe locale, cotizații și roviniete, 6.040 de lei. Avem cheltuieli cu personalul plus contribuția asiguratorie de muncă, 767.867 lei. Respectiv, pentru personal avem 749.134 lei și contribuția asiguratorie pentru muncă, 18.733. Avem inclus la cheltuieli un fond de regenerare în sumă de 588.617, din care regăsiți și la venituri, din această sumă de 588, a trecut la venituri 282.724. Avem amortizarea utilajelor 22.730. Avem o sponsorizare de 2.000 de lei, care a fost scăzută din impozitul pe profit. Avem impozit pe profit aferent primului semestru, 118.374 lei, iar profitul brut la data de 30.06.2021 este de 750.340 de lei, iar profitul net după ce am scăzut impozitul este 631 de lei 966. De 631.966. Acesta este profitul net pe primele 6 luni de activitate. Noi nu am regăsit nicăieri 1.000.000 de euro sau ce se vehiculează. Noi, tot ce am prezentat, este cuprins în bilanțul contabil, asumat de către șeful de ocol, cât și de contabilitate. Înainte de a termina, vreau să vă aduc la cunoștință că domnul subsemnatul Oltean Gabriel Simion, așa ne-a specificat într-o adresă trimisă de către un avocat, Jurxa Maghid, dumnealui dorește să nu mai fie subordonat Consiliului de Administrație, respectiv să eliminăm din fișa postului rubrica este subordonat conducerii Consiliului de Administrație. Dacă doriți să dau citire și la această cerere, dacă nu, noi am trimis astăzi răspuns doamnei. Puteți să citiți că cererea respectivă a ajuns și la primărie și sunt scrise acolo niște aberații care nu sunt la locul lui, ca să știe lumea despre ce e vorba. Că după aia... În data de 30 iulie am primit pe e-mail un răspuns de la cabinet avocat Jurșac Maghid, prin care ni se solicită către regia publică locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget. Subsemnatul Oltean Gabriel Simion, domiciliat în sat Bolovăniș, prin prezenta formulez următoarea cerere, prin care solicit modificarea actului denumit fișa postului, încheiat la contractul individual de muncă numărul 164 din data de 10.12.2020, înregistrat la instituția dumneavoastră sub numărul 7178 din 14.12. Respectiv, eliminarea mențiunii din rubrica relații este subordonat conducerii Consiliului de Administrație. Menționez că această mențiune este contrară prevederilor legale în vigoare, în conformitatea cu modificările aduse codului silvic prin legea 197 din 2020. Ocoale silvice de regim funcționează ca regii autonome de interes local,
derogarea de la prevederile ordonanței OUG-109 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin legea 1.1 din 2016. Pe de altă parte, odată ce am fost angajat cu contract individual de muncă și am fost numit în funcție prin concurs de către conducerea unității Regia Națională a Pădurilor Dom Silva sau de către conducerea Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Mă scuzați. De cine a fost angajat domnul Gheorghe Simion? De către Consiliul de Administrație. A Ocolului Ghimeș-Făget. A Ocolului RPL o să Ghimeș-Făget. Ce legătură are Regia Națională a Pădurilor? Acolo a fost angajat sau nu? Păi nu știu. Păi a fost când v-a angajat acolo. A fost la Mircurețul, da, dar e contractul... Dumnealui, prin avocata menționată, așa ne comunică. A fost angajat cu contract individual de muncă și a fost numit în funcție prin concurs de către conducerea unității Regia Națională a Pădurilor Dom Silva sau de către, deci, la alegere. Așa, și nu în baza unui contract de mandat, cât și modificările aduse prin legea 197 din 2020, subsemnatul în activitatea mea de conducere și reprezentare legală a RPL OSG Gâmeș-Făget, nu sunt subordonat conducerii Consiliului de Administrație. Aștept răspunsul dumneavoastră și anexează împuternicirea vocațială. Cu stimă, Oltean Gabriel Simion, prin avocat. Și răspunsul ăsta mă dat, nu? Da, răspunsul ei a fost trimis doamnei avocat, dar că am prezentat și această cerere din partea dumnealui să se vadă totuși că dumnealui nu ne respectă și nu solicită sub nicio formă ajutorul nostru. Deci nu mai spunem de sfat. Nici sfat, nici ajutor, nici absolut nimic. Deci dumnealui tot ce a făcut de la intrarea în funcție până în data de astăzi a fost după cum l-a dus capul și drept urmare toate repercusiunile ce vor urma la fel să fie doar către dumnealui. Deci noi nu ne putem asuma absolut nimic din ce s-a făcut la Ocol în primele luni sau până când pasă. Până în prezent. Dacă doriți, noi avem și răspunsul către avocată. Îl dăm dacă doriți. Eu mai doresc să precizez aici. În data de 21.07 s-a emis hotărârea numărul 24, deoarece la solicitarea Consiliului Local, prin adresa 1320 din noua 4 și 4963, s-a solicitat restituirea Fondului de Regenerare și Conservare pentru perioada 2015-2020. Domnul șef de Ocol ne-a dat, la fel și dumnealui, în 36-a, o adresă 2134, prin care ne solicită să constituim, să-i spunem dumnealui suma reprezentând Fondul de Conservare pe această perioadă. Noi, membrii ce am împreună cu doamna Irina, am scos de la bancă, hârtii, tot ce ar trebui și am compus suma pentru Fondul de Regenerare și Conservare ca să-i aducem la cunoștință dumnealui. Cu toate că menționăm că în luna ianuarie, când a intrat dumnealui șef de Ocol, a primit din partea BRD, respectiv în 26 ianuarie, o situație cu toate depozitele bancare cu Fondul de Conservare și Regenerare. Neutilizat. Și avem așa, în perioada 2015-2019 au fost constituite depozite la BRD, Grup Societăți General, pentru Fondul de Conservare și Regenerare, rămas neutilizat conform execuțiilor bugetare aprobate anual, după cum urmează. În 2015 s-a constituit un depozit de 391.037. Pentru 2016 s-a constituit depozit 262.031. În 2017 s-a constituit depozit 59.532 lei. 2018 avem depozit 182.630 lei. În 2019 avem depozit 96.019 lei. Pentru anul 2020, conform execuției bugetare, avem
144.681 lei, pentru care nu a fost constituit depozit separat sau nu s-au virat banii într-un cont purtător de dobândă conform prevederilor codului silvic. Și deci pentru această perioadă din 2015 până în 2020 există bani în cont bancar 1.135.930 lei, reprezentând fond de conservare neutilizat, neconsumat. Banii sunt acolo, în depozit bancar și domnul șef de ocol sau așa, poate acești bani pot fi utilizați pentru împăduriri. El poate să ia toți banii și să împădurească, să facă împăduriri pentru comună. Deci banii ăștia există. Noi vă vom prezenta și copii după depozitele bancare de la BRD cu ștampilă la zi. Deci banii ăștia există și există ei și mai mulți, că de-a lungul timpului au mai crescut niște dobânzi aici, da? Din câte am înțeles, Consiliul Local nu mai dorește să preia acești bani, deoarece ar trebui să-i dea înapoi anul viitor. Și ca să nu mai încurcăm lucrurile, deci banii aceștia există. Deci nu i-a luat nimeni. Deci chiar dacă s-a vândut masele noastre din pădure, au rămas și bani de-a lungul anilor pentru împădurirea. Și deci această hotărâre... Deci nu că nu s-a constituit. Fondul de conservare și regenerare. Către Consiliul de Administrație aș avea și două puncte de adăugat și de cer. Noi am făcut niște cereri către domnul șef de ocol în ceea ce privește contractele de vânzare, cumpărare a masei lemnoase. Noi, ca proprietari, nu știm care sunt contractele, care sunt clauzele contractuale a masei lemnoase, care sunt, câte firme avem, cu câte firme avem contracte și așa mai departe. Noi, ca proprietari, nu știm în momentul de față. Vă rog frumos să faceți o cerere sau să înaintați, să aducă registru de contracte, că trebuie să aibă un registru de contracte unde sunt înregistrate contractele a masei lemnoase, că noi, ca proprietarii, trebuie să știm despre ce e vorba. 2. Am cerut printr-o adresă de la domnul șef de ocol o listă a drumurilor forestiere aflate pe alt teritoriu, nu a comunei, adică pe alte UAT-uri. Încă n-am primit niciun răspuns și avem, nu presiunea, toată lumea zice că nu reparăm drumurile forestiere. Dar până când noi nu avem drumurile forestiere preluate de la stat, de la UAT-ul și așa mai departe, noi investiții pe ele nu putem să facem. Cine poate să facă investiție, să facă, nu e treaba mea, dar când vine curtea de conturi să plătească el cheltuielile respective. Eu aștept să preluăm, să începem procedura, că nu este o procedură foarte simplă, trebuie demarate lucrurile, așteptăm, că nu știm care sunt în proprietatea ocolului, care nu sunt, unde, ce kilometri și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, numai un pic că termin și atunci vă dau și la dumneavoastră cuvântul. Cu drumurile forestiere, așa am înțeles că trebuie să reparăm. Da, ocolul silvic are două mașini care folosește prin contract de comodat UAT-ul Ghimeș-Făget. La unul am hotărât ca să pună un macaran nou pentru a putea căra la oamenii lemnul de foc. Am dat voie, am hotărât, eram de acord, nu eram de acord să cumpărăm o mașină nouă, să achiziționeze un macaran nou ca să meargă bine mașina. Acum am primit o adresă de la domnul șef de ocol că să renunțăm la contract, că are nevoie de mașină. Să, mașina asta să care la oameni lemnul de foc și să repare drumurile forestiere. Aici aș avea un paragraf. Drumurile forestiere putem să reparăm atunci când
avem în administrare. Scurt. Și la oameni, când a fost lemn, și atunci UAT-ul, adică primăria, în fie când a fost solicitat, la orice oră, s-a deplasat mașina cu șofer și a cărat la oameni lemnul de foc. Nu văd eu nici un beneficiu să desfacem contractul și să dăm lor și să mai angajăm acolo încă oameni pentru a fi șofer și așa mai departe. Asta, da. Consiliul de Administrație și Consiliul Local să decide în privința asta ce face. Eu mulțumesc frumos. Atât am vrut în punctul ăsta. Aveți cuvântul, domnul Valent. Vreau să completez aici la cu drumurile forestiere. Drumurile forestiere și dacă se va ajunge să fie luate în proprietate, că vor fi în proprietatea Opol, vor fi în proprietatea OAT-ului. Demersul, deci trebuie să-l facă OAT-ul în continuare. Deci demersul trebuie să-l facă OAT-ul pentru preluarea drumurilor. E necesar pentru că ușor, ușor ne blocăm. Cu, da. Deci investiți, știm foarte bine, investițiile, deci avem porțiuni de drum, avem porțiuni de drum unde e drum forestier și avem porțiuni de drum unde ne aparține. La un moment dat, chiar poate pentru a ajunge acolo, să-l întreții pe ăla, poate e greu accesibil. Deci, niște lucrări de întreținere vor fi obligatorii la un moment dat. Aveți foarte mare dreptate că UAT unde trebuie să facă. Unde e strict necesar. Aveți foarte mare dreptate că UAT-ul trebuie să facă, dar UAT-ul, fără Ocol și fără împreună să lucrăm, să identificăm unde sunt drumurile respective, asta nu se poate. Corect. Înțelegeți? Da. Asta. Că eu și anul ăsta, ca să știe toată lumea și știe, cred că, majoritatea consilierilor locali, că de primăvara asta, din mai, tot măsurăm terenurile. Adică care trebuia să fie măsurat acum 20 de ani, acum ne-am apucat și noi. Să măsurăm, odată să vedem care este pășunea, care este fondul forestier, unde avem probleme cu fondul forestier și e pășune și așa mai departe, dar momentan, Ocolu nu a măsurat niciun hectar. Și n-a făcut nici un demers ca să ajutăm cetățenii comunei Ghimeș-Făget, care are contract de concesiune cu fondurile, să zicem, fondul de la Ocol, avem contractul de concesiune cu pășunile, care a căzut în fond de forestie. Cu ce am ajutat oamenii până în momentul de față, Ocol? A venit cu vreo idee sau a venit cu ceva în afară de adrese și în afară de a pune curmeziși la toate? A venit cu ceva? Cetățenii vin aici în fiecare primăvară. Că, domnule, e în fond, ce facem? Nu pot să dau vaca afară că e fond forestier. Nu-i voie. Într-adevăr, ăsta scrie legea că e fond forestier. Nu se poate. Ăsta scrie. Dar de ce nu rezolvăm treaba asta? Și încă ne legăm că nu sunt ce am măsurat toată vara și ne-am chinuit. Nu sunt liniile drepte. Asta e important. Că măsurăm 1000 de hectare sau 1200 de hectare și nu sunt unele locuri unde sunt liniile drepte și nu poate să păzească pădurarul pădurea. Astea sunt problemele principale în comuna asta. Nu am pus întrebarea. Aștept răspuns cu contractele și așa mai departe, că ăsta pentru proprietarii trebuie să știm despre ce vorbim. Menționăm că noi am solicitat de nemanate de dus să ne se dea și nouă. Evident, acum mase lemnoase, facturate, exploatate, încasate, nu am primit nimic. Ca să vă putem aduce la cunoștință, vă face încă o dată adresa la solicitarea dumneavoastră și vedem ce răspuns vom primi din partea șefului de Ocol. Și eu aș ruga acum, după circulele, că acum am vorbit normal și la masă și așa mai departe, încercăm să rezolvăm problemele. Eu vreau să vă aud și din partea CEA-ului, fiecare membru, să zică părerea lui. Din ce cauză am ajuns aici că domnul Gabriel Simion ne dă în judecată, domnul Gabriel Simion nu colaborează cu proprietarul, în primul rând, care dă salariu.
din ce cauză am ajuns aici? Și vă rog ce au și Consiliul Local să zică părerea lui. Fiecare cum vede treaba, că în direcția asta părerea mea este că nu se poate merge. Unde mergem acum? Am ajuns acolo, chiar azi dimineața am văzut că suntem atacați la contencios sau unde suntem atacați, pe site am văzut că suntem dați în judecată. Pentru ce? Pentru că dăm salarii? Pentru ăla? Fiecare consilier, dacă are ceva de spus, să zice. Să zică. Dacă mie îmi permiteți... Sau să luăm ceaul la rând. Domnul șef de ocol, așa cum în nenumărate ședințe, și cred că noi am consemnat în procesele verbale de ședințe, încă o dată susține că nu recunoaște acest Consiliu de Administrație. Am invitat într-o ședință și pe doamna juristă, care și dumneaei a afirmat că nu recunoaște Consiliul de Administrație. Ea nu o să ia decât deciziile și o să respecte șeful de ocol doar deciziile Consiliului Local. Și mai mult decât atât, domnul șef de ocol trebuie să lucreze doar cu oamenii care vrea dumnealui, nu cu ceea ce i s-a impus. Aici trebuie tras o linie. Nu știu, juridic trebuie să ne consultăm acum așa și dacă suntem dați în judecată, o să mai vine dosare și așa mai departe. Trebuie să ne consultăm și să luăm și să facem un contract cu o firmă de avocatură sau așa, care să ne reprezinte, că eu din buzunar nu vreau să plătesc la nimeni dările și așa mai departe. Dar eu sunt cu 12 clase, sunt așa mai, nu sunt așa deschis, nu am facultăți și așa mai departe. Dar, dacă zicem că Consiliul de Administrație este ilegal, să zicem că e ilegal, atunci vă rog frumos toată lumea să ia bagajele, inclusiv șeful de ocol, inclusiv, și să plece acasă, fără circ. Fără circ. Că și angajarea lui este ilegală. Dacă zice el că așa este, eu zic că nu. Noi am procedat după OG 109. Când am înființat Consiliul de Administrație. Și știe foarte lumea, toată lumea, cât ne-am chinuit, cât am discutat, expert de la București și așa mai departe. Dacă zice că e ilegală, atunci angajarea dânsului este ilegală. Nu vedea. Să-și dea demisia și dumneavoastră, și ei, și să plece acasă. Nu vede așa dumneavoastră. Nu vede așa dumneavoastră. Înțelegeți? Asta mi-e părerea personală. Nu știu legal. Am zis, nu sunt eu avocat. Dar, dacă așa se cere, atunci toată lumea să meargă acasă. Păi toată lumea. Dumnealui nu vede acest lucru și nu o să-l vadă niciodată. Pentru că același lucru, i-am solicitat și doamnei juriste, să ne aducă, că este înscrisă în Consiliul Juriștilor. Nici până în ziua de azi nu ne-a adus acest document. Pentru că eu nu am găsit-o nicăieri. Și dăm un salariu de cât? 5.000. Pe 4 ore. Pe 4 ore, un nu? Salariu care dumnealui nu a respectat organigrama. L-a dat de la el putere. Când au venit, au stat de vorbă și am zis foarte bine, de trebuie un jurist ca să putem și rezolva problemele ocolului și problemele UAT-ului la un loc. Să avem un jurist cu 4 ore. Când am aprobat și am angajat și am dat bani, gata, de mâine este împotriva noastră, adică împotriva UAT-ului care are averea asta. Adică noi, UAT-ul are 7.000 de hectare de fond forestier și ne dă în judecată și jurista, și ocolul, și șeful de ocol, și cine mai vrea. Că așa merge treaba. Dar noi unde suntem ca proprietari? Noi nu avem niciun drept, nu avem niciun drept de veto, nu avem nimic, nimic, nimic. Nu, doar el. Până unde? Să iau o decizie de care va. Ți să precizești tot faptul că de un an și cât suntem noi, a fost domnul Dinca șef de ocol, a fost domnul Cosma șef de ocol,
A venit și domnul Simion. Dar imediat după ce ajunge acolo în scaun, are impresia că e proprietatea personală. De asta se ajunge la treaba asta. Cine ajunge șef de ocol uită că el este doar numit acolo. Da? Deci el ca și oricare serviciu este salariat, nu este bunul lui personal de acasă. Să decidă el după cum îl taie capul. Nu! De aia există proprietar. Dar cine dorește să decidă după cum îl taie capul, să-și facă firmă privată acasă, da? Și poate lua orice decizie în calitate de singur administrator. Exact. Exact, doamnă. Și eu sunt primar. Da. Nici eu nu iau de capul meu. Aveți Consiliul Local? Am Consiliul Local. Dacă Consiliul Local îmi aprobă, plătesc. Dacă nu mă aprobă, nu plătesc. Dacă Consiliul Local zice că aprobăm pusul sau planul de situație și așa mai departe, aprobăm. E bine, dacă nu aprobă, nu pot să fac eu de capul meu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respect. Deci asta am observat eu personal. Deci confundă bunul public cu bunul privat. Da? Asta este. Pentru că nu este a dumnealui de acasă. Nici al meu nu este, niciunuia. Noi suntem aici să administrăm într-o direcție bună, exact, din care cetățenii comunei să aibă niște beneficii. De asta suntem aici. Nu de alta. Nici pe interese, nici pe nimica. Pentru că se vehiculează, dar Consiliul de Administrație ce face? Păi da. Păi Consiliul de Administrație vine, îi spune exact cum sunteți și dumneavoastră Consiliul Local. Nu pot eu să mă duc personal să-i trag din sertar acte. Pentru că nu pot, nu este corect. Dar domnul Crăciun George și cu domnul Roșca au fost pe teren și așa au zis, că așa am înțeles eu, că ați vrut să ajutați la păduriri, la plantații și așa mai departe. Ați fost acceptați să mergeți la lucru. Au zis că o să mă sune. Am fost de vreo câteva ori în primăvară, însă au zis că vă sunăm. Da, până în prezent. Și atunci, în comună, zicem că Consiliul de Administrație nu face nimica. Am ce să fac? N-ai voie să intri. Nici în birou, personalul, fără dumnealui, cum ar veni, nu? Am reușit să mergem într-o zi pe 12 mai, parcă, după ce ne-a ținut la coadă pe aici, am stat vreo 3-4 ore, cu 12 vine voi să vină și dânsul cu noi, însă nu prea a convenit. Plantații făcute, iurea, dacă la ora actuală n-are nicio descopleșire, deci e cultură. Să întreține măcar o întreținere până la 30 iunie, că pe buruia nu are. Nu, n-are. Că el face în altul, face... Are el niște principii, de nici măcar nu respectă niște reguli, norme, silvice, niște... Așa am spus. Eu înțeleg că poșenia lui, dar măcar dacă ai respectat niște normative silvice, să pui în valoare, să faci inspecție. Inspecție zice, n-a reușit să fac, dar mai chem pe la garda forestieră, să mai... Adică ei jar cu mâna altora, chem la garda forestieră împotriva unui pădurar, unui brigadier, nu-i bine. Adică... Și urmărești, eu zic că are așa niște probleme de criză de personalitate, nu colaborează. Să-mi dea mie un telefon, că-s inginer, bătrân, nu știu, din coadă a pus un pădurar, nu știu dacă l-a pus el, să mă amenințe. Ce-am căutat eu în pădure? Ce, nu îți pensionat? Asta n-am auzit. Păi vă spun acum, dar... Încă eram la un botez ăsta, la niște catonici. Și m-a sunat pe telefon. M-a sunat pădurarul respectiv, domnule, și-a dat și numele. Doamne, ce caut eu în pădure, că-s pensionar, că nu știu ce, că nu, ce mai întreb, că el a creat pădure până acum. Da, deci el a fost pus să sune, nu... Nu colaborează, ăsta e principiul. Eu nu știu ce să cred. Noi ne dăm demisia, nu e o problemă, că nu trăim de treaba asta. Dar eu nu-și va da demisia, după ce scăpă greu de... Nu, eu când am vorbit de demisie, în situația în care Consiliul de Administrație ilegală, atunci să plece toată lumea acasă, inclusiv el. Păi nu eram numit, nu? Asta e. E un fel de sinucidere, sau sinucigaș, știi? Să-și prezinte demisia, să meargă toată lumea acasă și să lasă ocolul. Și atunci noi, Consiliul Local, iar ne apucăm și facem o reorganizare și facem cumva. Dar nu că unii trebuie să plece, alții să rămână. Nu. Dacă e negru pentru unul, să fie pentru toată lumea negru. Dacă Consiliul de Administrație era ilegal constituit, lucru care i-am spus și domnului șef de ocol, în primul rând, dumneavoastră erați primii în măsură să primiți din cadrul Ministerului de Finanțe o
un ordin în care mi se retrage mie dreptul de a mai participa și de a mai fi în Consiliul de Administrație. Pentru că suntem atâția reprezentanți ai Ministerului de Finanțe pe teritoriul României care sunt în cadrul ocoalelor silvice cu regim silvic, da? Domnul director general al meu este în Consiliul de Administrație a Rom Silva. Al RNP-ului. Da? Deci el la Rom Silva. Eu când am întrebat că el are contract cu Rom Silva, Andreea, domnul șef, vă rog frumos, ajutați-mă, pentru că am răspuns la acea avocată, ajutați-mă să vedem ce contract are cu Rom Silva. Și îmi spune, n-are niciun contract, doamna Stupu. Are avut contract când a fost angajat a statului, a dat atunci a concurs la vremea respectivă, dar acum nu mai este, nu mai figurează. De Simeon vorbiți? De domnul Simeon. Deci, veți fi primii în măsură, nu dumnealui, ci dumneavoastră, în care veți primi de la noi. De la Ministerul de Finanțe, că nu mai aveți nevoie de reprezentanți. Deocamdată 109 nu s-a abrogat. Deocamdată 109 este în vigoare. A fost acea modificare la articolul 9, în ceea ce privește numirea și revocarea șefului de ocol, care a completat prin 197 pe 2020. Dar nu s-a revocat niciun Consiliu de Administrație. Încă ne-am depus dosarele să mai dăm concurs, că avem dreptul până la 3 Consilii de Administrație să mai dăm concurs. Eu mai am depuse dosarele la încă 3 ocoale. Adică dacă dumnealui spune că este ilegal constituit el mai presus decât orice lege din țara asta? Păi ziceți, ce modifică legea asta care o invocă ea? Că nu se mai încheie contracte de mandat cu șefii de ocol, ci se încheie contracte individuale de muncă, implicit contractul de management, care contract de management el nu ne-a prezentat până acum în planul. Nici până la ora aceasta. Asta e modificarea. Asta e modificarea. Înainte de toate, deci dacă e să o luăm de la început, Regia Publică Locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget s-a constituit pe baza unui act constitutiv și pe baza unui statut. În statut sunt foarte bine definite rolul de conducere, inclusiv procedura operațională cu privire la funcționarea Consiliului de Administrație. Este un act care a trecut printr-o aprobare, a trecut prin justiție. Având în vedere cele zise, dânsul ce a cerut, este împotriva principiilor de funcționare a acestei instituții. Da, dar dumnealui spune că nu trebuie să fie aprobată conducerea prin statut, ci doar prin act constitutiv. Și în momentul în care i-am adus la cunoștință acest act constitutiv, care este aprobat de Consiliul Local, tot nu-l recunoaște. Nu, am încheiat subiectul. Fiecare a zis părerea, domnul consilier, domnul, fiecare la rând, părerea acum, vă rog frumos, nu altul. Acum, când ne filmează, toată lumea să zică părerea, e bună direcția sau nu e bună direcția? Domnul consilier Hăneală, dacă vreți să mai spuneți ceva, pe ultima. Vă rog frumos. Eu de fiecare dată am spus, mi-a dat și foarte să spun. Păi dacă o să fie invitat în ședința următoare cu șef de ocol, atunci o să vedem ce spune și dumnealui. Trebuie să fie invitat și domnele și domnele de la Consiliul. O să mai invităm și doamnele de la Consiliul de Administrație și șeful de ocol în ședința viitoare. O să veniți și o să discutăm mai de la. Dar o rugăminte am la CEA și la Consiliul Local. Să respectăm legea. Ce prevede legea? Atât. Altcineva? Ceva de adăugat? Dacă mai aveți, dacă nu, atunci rămâne pe ședința următoare. Mulțumim pentru prezența. La diverse mai vreau să spun ceva, nu legat de subiectul ăsta. Da, dar nu am puțin, că rămâne la diverse, nu? La diverse, da. Așa terminat. Ne putem retrage Consiliul de Administrație? Cele noi? Da. Nu, nu, nu. Mulțumim. Mulțumim de invitație. Da, grupurile din asfalt, drumul comunal 141.
E o problemă care ar fi bine dacă am putea să rezolvăm în septembrie, pe urmă, dacă... Asta am discutat chiar ieri cu domnul primar. Deci în septembrie ne apucăm, scoatem, săpăm cât de cât și vorbim cu domnul de la Xilopar ca să vină cu cifră de beton care e de calitate superioare, să rezolvăm grupile alea. Da. Și cum, cum ați auzit, la anul o să fie o reparație mai... aproape capitală. Doar că dacă o să fie... Da, deci în septembrie se rezolvă asta. Cu beton, pe cu beton. Dacă vine da, frigul... Da. Îngheoasă și... Mai ales șanțurile unde sunt lipsă, că intră pe sub acolo. De asemenea, tot lângă asfalt, drumul comunal 141, ar trebui să punem niște pietriș ca să poată ieși și mașinile mici de pe asfalt în momentul în care este nevoie. Acum avem praguri de câte 20-30 cm și fiecare se înghesuie acolo că nu poți să mergi jos, că spargi baia de ulei și mai departe. Da. Și un tub la intersecția cu strada Izvorului, tot drumul comunal 141. Acolo apa trece peste drum, ar trebui să treacă printr-un tub. Mă gândesc acolo la Crivenie. Unde mai exact? Intersecție, pe Bolovăniș. La Bolovăniș. Intersecție cu strada Izvorului. Da, acolo e la fel de complicat ca și pe părul ăla mic, mai jos de tot, pe dreapta. Gordonul. Să găsim o altă soluție. Acolo nu e așa de complicat, că ar trebui acolo aici e mai complicat, pentru că avem canalul ăla de vizitare, robinetul. Ăla singurul lucru aici, când se face, dacă se face asfaltul, e prins. Prins, acolo ar trebui să fac așa, cât e uliță de lată, că acolo vine pe uliță apa. Da. Dar nu merge. Și undeva să cadă, acolo pui o țeavă și acolo să pui ceva de unde deasupra să poată să curgă și să treacă pe sub drum. Altfel acolo n-ai degeaba bagi o țeavă, că lângă trece țeavă, lângă. Celălalt parte, dacă ai bagi o altă țeavă aici, unde trece, cum poți să mai urci în uliță? Nu se mai poate circula. Cum? Și dacă pui țeava la deală, apa nu curge pe deală, tot de vale curge. Dar nici așa nu e bine să treacă apa peste drum acum. Căutăm soluții pe ei, să vedem că numai anul ăsta, sincer să fiu, nu știu câte podețe am reparat și câte podețe ți-am băgat. Nici nu știu, 10, 11, 12, nu știu. Peste tot am căutat niște soluții, sperăm că găsim și acolo. Dacă mai aveți. Domnul Andrei, aveți ceva? Cu orice. Nu. Domnul Ieșa? Domnul Hainea. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că eu deja am sunat de vreo câteva ori referitor la iluminatul public și am mai fost întrebat de ce câteodată merge, câteodată nu. Și asta vreau să zic, că am văzut porțiuni în care sunt zone unde merge câteodată, câteodată nu. Știți cumva, vi s-au dat la cunoștință care sunt problemele sau despre ce e vorba. Adică... Vă zic acum. Nu, dacă tot există iluminatul, am văzut că... Am avut seri când am mers mai târziu spre casă și... Acum când s-au obișnuit oamenii, chiar se mai duc cu lanterna pe drum. Nu. Deci până acum... Până acum vine că am mers. Singura problemă este cu iluminatul public, că a fost prevăzute să schimbăm becurile în fiecare stâlp, să băgăm și așa mai departe. Dar n-a fost prins și n-a fost măsurat puterea instalației. Da. Noi putem să băgăm și 1000 de lămpi peste tot, dar o să meargă 10 minute. Că puterea de instalație și puterea depășește, face scurt și dă afară. Până când nu putem să rezolvăm cu EON-ul, să facem cerere să vină să schimbă ceasul. EON-ul să vină pe tronsonul respectiv să se unde unde sunt scurturile, că știm foarte bine că tot sistemul de, nu iluminat public, adică sistemul de cablaj a EON-ului este într-o stare foarte rău. Nu peste tot. Nu peste tot, dar acolo nu arde unde avem probleme. Acum noi am contractat pe dânsii, e o firmă mică de la Comănești, să vină măcar unde putem să rezolvăm, să tragem
fir nou de iluminat public ca să meargă. Să se facă puncte noi de aprindere. Da, că altfel nu o să reziste sistemul asta ăsta și, care este. Asta și era o, deci asta și era o continuare la, la treburile astea. Da, încă n-am ajuns acolo. Da, dacă e, dacă ce permiteți ca să vă să completez. Și necesită funduri mari. Deci la capetul ăsta, dacă îmi permite să completez, că de exemplu aveți un punct de aprindere aici la centru, la bloc. Da. Deci nouă, acum ne aparține și avem băgat punctul la Bura Bolovănișului. Deci puteți să faceți, pentru că e o problemă și cu tronsonul ăsta, e aglomerat, și acolo puteți să vă alipiți. Deci îl avem deja instalat, acolo e tot, deci nu mai trebuie... Noi facem, dar am zis, nu, necesită și fundul. E o idee dacă e să... Nu, de completare. Da. Eu am... V-am întrebat ca să vedem care e problema, da, să vadă și oamenii și să știe care e problema. Și unde, unde nu sunt puse încă lămpi, să înțeleagă toată lumea, că sunt stâlpi care sunt în curți și acolo trebuie să fie puse lampe cu ăsta de, de braț mai mare. Braț mai mare. La braț mai mare sistemul de prindere încă n-a ajuns și din cauza aia sunt... Unele, sunt unele locuri. Dar vor fi la finalizare. Da, da, da. La finalizare sperăm că o să fie terminat cu bine. Bine. Mai aveam asta cu școlile. O întrebare cu școala Târhăuș, dacă v-ați apucat de documentație. Am înțeles că v-ați apucat documentația este deja da, lucrări. Prima dată să fie gata documentație, banii o avem. Dar când credeți că veți apuca de lucrări? Sincer să fiu, nu pot să vă răspund acum, momentan. Bine. Nu depinde neapărat de noi. Deci am înțeles. La... Am avut o discuție referitor cu parcarea asta de la școală, de aici la Făget. Credeți că o putem face până în da. Toamnă? Da. Deci anul ăsta o facem. Deci acum noi tragem să facem lucruri care nu se pot face pe timp de, de iarnă și eventual când plouă sau ceva de genul. De asta am amânat. Când ce ne trebuie aici le avem. Asta se rezolvă. Deci dacă o să avem o săptămână, două de ploi, când nu putem face altceva, ne-am apucat și o rezolvă pe asta. Da, cred că asta am avut momentul. Mulțumesc. Domnul Oltea? Nu. Anton? Mulțumim pentru prezență. Domnul primar, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi frumoasă. Declar ședința închisă. Yeah.